Bun găsit, sunt Crina Ene și vă prezint informațiile meteo din sud-estul României. Astăzi vremea va fi caldă, chiar deosebit de caldă în sud și sud-est, astfel temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 29 de grade. În vestul, nordul și centrul țării, precum și la munte, înorările vor fi temporar accentuate și local ploi ce vor avea și caracter de aversă, trecător însoțite de descărcări electrice. În Călăraș, spre seară, temperatura minimă va fi de 15 grade. Mâine cerul va fi înorat, termometrele ne vor indica 27 de grade Celsius. Haideți să vedem care sunt temperaturile din sud-estul României. În capitală cerul va fi parțial înorat, iar maxima zilei indică 26 de grade Celsius. În municipiul Slobozia cerul va fi înorat, iar temperatura maximă este de 24 de grade. În Giurgiu, maxima zilei va fi de 25 de grade Celsius. În Oltenița, temperatura maximă va fi de 24 de grade, iar cerul va fi variabil. Și în Tulcea, vremea va fi caldă, iar temperatura maximă este de 26 de grade Celsius. Și pe litoral, temperaturile sunt asemănătoare cu cele din Bărăgan. În stațiunea Mamaia, temperaturile cresc față de zilele anterioare, cerul va fi variabil, iar maxima zilei indică 25 de grade. În Mangalia, temperaturile sunt puțin mai scăzute, temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius și în Costinești, maxima zilei va fi de 24 de grade, iar cerul va fi variabil. În zona montană vor exista perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cerul va fi variabil pe tot parcursul zilei. În Sinaia, temperaturile sunt mai crescute decât în zilele anterioare, maxima zilei va fi de 19 grade Celsius, iar cerul va fi variabil. În Predeal, cerul va fi înorat, iar maxima zilei va fi de 16 grade și în Moieciu vor exista perioade cu instabilitate atmosferică, termometrele ne vor indica 21 de grade Celsius. Cam atât despre vreme și astăzi, ne revedem mâine, zi cu soare tuturor!